Marș anticomunist în capitală, sute de persoane au mers astăzi prin Chișinău purtând pe umeri un sicriu și o coroană cu flori. Acțiunea a fost organizată cu ocazia împlinirii a 3 ani de la semnarea Tratatului Republica Moldova Uniunii Europeană. Protestatarii s-au adunat în fața monumentului lui Ștefan cel Mare, aducând cu ei simboluri comuniste, secere și ciocane, insigne și carnete de partid, pe care ulterior le-au aruncat într-un sicriu. Curaj, nu vă temeți, nu mergeți în patru lave, ci așa, pe două picioare, cum ați învățat de mici copii să mergeți, înainte când înainte era vorba lui Voronii, era mai bine. Pentru ce ți-a dus mâncarta asta? Pentru că oamenii să aibă posibilitatea de a lăsa un mesaj comuniștilor de azi. Ce mesaj vreți să lăsați aici? Un mesaj pentru comuniștii care stau la conducere. Să vă zic, au stat de ajuns. Împotriva la spiritul comunist dictatorial, care rătăcește prin Europa și acum s-a obținut în Moldova. Cu sicriul pe umeri și o coroană de flori în mâini, manifestanții au mărșăluit pe bulevardul Ștefan cel Mare. Ei au fost însoțiți de o coloană de polițiști care au avut grijă ca manifestanții să nu intre în piața Maria Dunării Naționale. La mine în autorizație scrie în fața guvernului la 50 de metri, exact la intrare în piață. În mijlocul pieței eu am drept să protestez. Mai multe intersecții au fost blocate din cauza protestelor. Până la urmă, sicriul a fost distrus în fața cimitirului central, iar coroana cu flori a fost lăsată la sediul misiunii Uniunii Europene, de unde a fost luată la scurt timp de polițiști.